domnule Pițurcă, știrea orei, Corneliu Papură demis de la Craiova. Da, nu știam până acum câteva minute, m-a sunat cineva și mi-a transmis pe WhatsApp. Da. Da, nu știu. Și ce, ca de o săptămână? Celor de la Craiova. Da, dacă era de o săptămână, se știa. Nu, astăzi probabil s-a luat decizia. Da. Cum vi se pare? Că până la urmă... Nu mă miră nimic. Nu mă miră nimic, fiindcă acolo se poate întâmpla orice, fiindcă totul e condus de Mihai Rotaru și probabil asta mă miră puțin, fiindcă ei erau într-o relație foarte bună, iar Corneliu Papură l-a ajutat foarte mult în toată perioada de când a preluat Universitatea Craiova și mă miră foarte tare această decizie care s-a luat, dar e problema lor, ei știu mai bine ce se întâmplă acolo, ei știu care sunt datele problemei, așa că eu cred că de la ei puteți lua cele mai bune informații ca să știți de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Ca să încheiem subiectul Craiova, cât de mult considerați că destabilizează echipa faptul că și dumneavoastră ați plecat de acolo, acum și Papură pleacă, se va căuta un nou antrenor, cât de mult afectează jucătorii? Păi dat fiind faptul că a fost această perioadă și probabil în continuare mai este timp până vor începe meciurile oficiale, nu cred că va fi o problemă atât de mare, dar în același timp sigur că jucătorii deja erau obișnuiți cu stilul lui Cornel. Varianta Edi Iordănescu ar fi potrivită pentru Craiova, având contact și cu aceștia? Va fi greu, mai ales pentru antrenorii tineri, să realizeze ceva la Craiova, fiindcă acolo totul e condus din umbră de Mihai Rotaru. Acum, în sfârșit, știu eu, orice antrenor are metodele lui, depinde ce își dorește Iordănescu să realizeze la Craiova, dar este dificil, este greu pentru un antrenor fără experiență mare să antreneze la Craiova. Vă întreabă pe Facebook un privitor, Eduard Calina, v-ați întoarce la Craiova dacă vi s-ar propune acum? Nu, ei nu se pune problema. Am înțeles. Bun. Dar aveți în plan să preluați în perioada următoare o altă echipă din Liga 1? Din Liga 1 puțin probabil. V-a ajuns. Puțin probabil sau exclus? Singura echipă rămasă în fotbal românesc acum, la care aș putea veni, este Steaua București. Restul, da, sigur, nu se pune problema păi cu Liga 4-3. Stați puțin, ați mai colaborat cu domnul Becali? Nu, n-ai înțeles nuanța. Că bănesc că nu vă duceți în Liga 4. Da. Bun. Nu, normal. Zic, în viitor apropiat. Și nu neapărat antrenor. Încă Steaua are un antrenor bun acum. Ați vedea o Steaua dodoloață, ca să zic așa, o împăcare? Între FCSB și CSA? Între FCSB și CSA să existe? Parcă e ruptura aceasta care se adâncește și vă împarte și pe dumneavoastră cei din atâtea generații importante în istoria clubului roș-albastru. Nu, cred că pe noi poate să ne împartă. Sigur că e singurul care este și angajatul lui FCSB, Helmut. Sigur că el ține cu echipa unde își desfășoară activitatea, de unde își câștigă traiul, dar ceilalți suntem steliști 100% și nu se pune problema să fim alături de FCSB. Și nu cred că mai este o luptă acum între... Chiar mi-a spus Gigi Becali lucrul ăsta. Mai este o luptă între FCSB și Steaua. Acum Steaua este Steaua, FCSB e FCSB. FCSB e echipa lui Gigi Becali, Steaua e echipa armatei în continuare, așa că lucrurile s-au stabilizat în momentul ăsta. Nu mai cred eu că există disensiuni și nu văd ce împăcări să fie. N-are... Se
pune problema acum, dar fi faptul că totuși FCSB-ul a fost continuatarea Stelei în prima ligă. Da. Da. Că ar putea să joace pe stadionul Ghencea, dar nu văd de ce să joace FCSB-ul în Ghencea, când foarte bine poate să joace pe Național Arena. Domnule Pițurcă, Cupa Campionilor Europeni, o aveți în CV, ați făcut atunci un sezon senzațional, dacă nu mă înșel, 5 goluri ați marcat în acea stagiune. Care este golul dumneavoastră preferat? Știu ce o să spuneți, știu despre care gol, dar vă întreb ca să audă și suporterii steliști din nou. Da, păi nu, acum toate golurile au fost importante. Toată lumea... Cred că Anderlecht? Nu. Cel mai important a fost cu Sisilacti, fiindcă a fost marcat destul de târziu. Da. Și ne-a adus victoria. Acela a fost un hop mare pentru noi, fiindcă știți că primul meci se terminase nedecis 0-0. Da. Și era obligatoriu să marcăm gol pentru a merge mai departe. Deci acela cred că a fost cel mai mare hop al nostru în acel demers de a câștiga Cupa Campionilor. Și acela a fost un gol extrem de important. Sigur că și golurile cu Anderlecht, cred eu că meciul cu Anderlecht a fost cel mai bun al Stelei, poate, din toate timpurile. Și al dumneavoastră, pentru că aveți două goluri și pasă de gol la Balin, dacă țin bine minte. Exact. Și acela cred că a fost cel mai bun meci al meu, dat fiind și valoarea echipei, Anderlecht, și importanța jocului. Da. De ce credeți, uitându-mă așa pe parcursul echipei, în deplasare făceați meciuri, să spunem, slabe? De exemplu, Honved v-a bătut și după aia în Ghencea... Recital. Nu că recital, călcați în picioare orice adversar. Ce avea atât de special Ghencea, de marcați pentru calificări câte 3-4 goluri? Da, bun. Jucam contra unor echipe foarte bune. Să știți că și Honved atunci avea o echipă extraordinară și știți ce era între noi și între unguri? Da. Vedeți, jucam în deplasare, era foarte dificil. Țin minte că și ratam destul de mult, cum s-a întâmplat și cu Sisi. Da. Însă, atenție, când jucai contra lui Honved, când jucai contra lui Anderlecht în deplasare, era foarte dificil să câștigi pe terenul acestor echipe. Și în același timp eram și noi mai circumspecți când jucam în deplasare, cum s-a întâmplat și cu Honved și cu Anderlecht. Nu atacam în valuri cum o făceam în Ghencea, dar vedeți, necâștigând la Honved, necâștigând la Bruxelles, am fost obligați să turăm motoarele din plin și ați văzut ce s-a întâmplat. E adevărat. Domnule Pițurcă, într-o discuție pe care am avut-o, mă rog, chiar recent cu Alin Stoica, fiul lui Tudorel, acesta îmi spunea că noi cei din presă greșim când spunem că generația de aur este echipa națională din 94, pentru că adevărata generație de aur a fotbalului românesc este generația dumneavoastră, Steaua 86, pentru că a câștigat un trofeu suprem. Cum vi se pare acest comentariu? Da, mi se pare foarte corect, dacă mă gândesc la performanță, însă nu cred că trebuie să punem pe același piedestal echipa națională cu echipa de club, cu Steaua. Dacă așa s-a crezut de cuvință că trebuie să numească echipa națională de atunci, care au realizat și o performanță foarte mare, însă sigur că cel mai mult contează pe ce loc termin, ce câștigi. Da. Singura echipă care a câștigat trofeul suprem al cluburilor e Steaua București, e clar lucrul ăsta. Când vom mai vedea o echipă românească? Știu, acum o să spuneți că nu mai prindem noi, dar când credeți real că poate o echipă românească să se apropie de o astfel de performanță măcar? Cred că e imposibil. Nici nu cred că poți visa în actualele condiții ale fotbalului românesc un jucător sau vreo echipă să spere să... Acum e o mare performanță dacă reușești să te califici în grupele Ligii Campionilor și nu știu dacă în viitorul apropiat va mai reuși vreo echipă lucrul ăsta. Așa că să ne gândim la o performanță de genul ăsta nici nu și are sensul.
în momentul ăsta. Știu eu, poate țara noastră se va dezvolta economic foarte mult, poate vor exista oameni cu foarte mulți bani și atunci, dacă se va reuși să se facă o echipă, dar din punctul meu de vedere e foarte, foarte greu de realizat acest lucru, numai dacă academiile noastre ar exista mai multe academii în țara noastră și am crește noi jucătorii și am putea să ținem acești jucători până când ar putea să se formeze un lot, un grup, o echipă foarte puternică la nivel de club din România. Numai așa am putea spera să ajungem departe. Domnule Pițurcă, că după atâția ani de zile, mai simțiți, nu știu, emoție când, de exemplu, vă uitați la o finală de Liga Campionilor și simțiți, băi, eu am fost acolo, am câștigat trofeul. Mi se pare incredibil. Și să nu te uiți împotriva oricui. Exact, nu împotriva oricui, împotriva Barcelonei. Cum să nu simți? Cum să nu simți? Imaginați-vă că în acele timpuri noi am dominat fotbalul din Europa. Da. Și ăsta e adevărul, fiindcă în 4 ani de zile am reușit și câștigarea Ligii Campionilor și a Supercupei Europei. Cupa Intercontinentală, noi am fost echipa mai bună, ne-am văzut învinși și în sfârșit am jucat încă o semifinală, am jucat încă o finală contra lui Milan. Adică echipe fantastice. Sigur că mă gândesc. Când văd orice meci de Liga Campionilor, când văd orice meci, orice finală, sigur că mă gândesc că la performanța noastră, la acest mare rezultat pe care l-am obținut. Și care, vă spun sincer, noi nu prea am realizat atunci. În acea perioadă, parcă era un lucru normal după ce am câștigat că s-a întâmplat acest lucru. Asta spune mult despre mentalitatea pe care o aveați ca jucători, mă gândesc. Da, bineînțeles. La început am avut, nici noi nu gândeam foarte mult la lucrul ăsta. Domnul Valentin Ceaușescu este cel care ne-a făcut să ne gândim la aceste performanțe, fiindcă el ne spunea tot timpul: păi băieți, eu văd jucând Real Madrid, văd jucând Barcelona, Juventus, voi sunteți mai buni ca ei, jucați mai bine ca ei. Sigur că noi mai glumeam atunci și în vestiar și între noi: auzi, domne, ce visează domnul Valentin. Dar uite că ce a visat el s-a adeverit. Ne-a intrat în minte și am reușit acest lucru. Bun. Mai ales că atunci pregătit mergeam și jucam cu echipe foarte bune.